Pentru că în altă lume mi-aș dori să fie exact așa. Dacă lumea asta există, nu știu dacă există. Și mi-aș dori să miroase așa. Pentru că aici după ploaie totul e altfel. Exact ca și cum toată lumea a făcut baia de sâmbătă, seara. Socul miroase mult mai tare. Am auzit remarci precum că dacă plouă prea tare nu îi ia mirosul. Nu, aici nu, aici e invers. Am trecut de locul ciorilor extrem de gălăgioase, puii care sunt vizibili după ce a fost toaletat acolo toată iarba, că vegetația asta crescută printre copaci, acum să văd mai bine. Deja le s-au schimbat penile, au rezistat. Cred că dacă ar fi fost lăsați în tufișurile alea, ar fi avut mai multe șanse de supraviețuire. Dar în ciuda faptului că sunt multe coșuri de gunoi, că n-ai. Tocmai ce pleca niște tineri care au distrus un stâlp ăsta de iluminat abajurul, care era o bilă de... Nu era din sticlă, că dacă ar fost din sticlă s-ar făcut sândări, era dintr-un plexic, de ceva. A tras cu piciorul un stâlp și dar l-au vibrat și... Abajurul, uite cum e exact cum e asta de aici. Că așa-s toate din... Așa de rău îmi pare că... Înțeleg. Nu, și eu nu pricep de ce ai tendința asta să distrugi. În fine. Deci părinții-s vinovați, clară treaba că n-are altcineva cine să fie. Primii ei sunt vinovați și după aia restul. Dar ce-i și mai trist e că și fetele au pornirile astea destructive. Problema e că nu distrug doar mediul înconjurător, se distrug și pe ele. Dar asta e altă discuție. E așa o atmosferă de frumoasă. Cred că o să plouă iar. Atunci când plouă, unii dintre noi ar trebui să iasă afară și să-și desfacă, așa ca într-un craniu, ca pe o cutiuță să-i scoată calota asta craniană și să-i spele bine. Poate că așa își mai revin. Acum nu se înțelege că e totul rău, că toți sunt așa, evident că nu sunt toți așa. Dar ponderea celor care sunt sălbatici și nu știu să se comporte, e îngrijorător de mare. Locul ăsta e binecuvântat de Dumnezeu. E un loc în care vii și te ajută. Natura asta te ajută. Nu știu ce ne-am face, ce ne-am face dacă n-ar fi. Asta e. Și e bine că nu e aglomerat. De asta e bine. Uite ce verde. O strășnicie. Asta e. Început de vară. Sper să fie sănătoasă, că luna mai și începutul practic lui iunie. S-a consumat în cabinete și laboratoare și nu e bine. Dar o să fie. Uite nucile. Uite-le. Cât-s de frumoase. Ah, și ce fain miros a iod. Ah, o minunăție. Asta-i.